Salutare dragi tovară și bine ați dat click la un nou tier list. Astăzi facem un tier list cu o parte din jocurile copilăriei. Am stat eu să fac uh, tier listul de la zero, să caut pozele, pentru că eu de felul meu caut de tier list deja făcute din două motive. 1, cum a fost cel cu desene, erau incluse acolo desene pe care, cum să spun am și de care am uitat de existența lor și în al doilea rând caut alte tier listuri gata făcute că mie mi-e lene să le facă, sunt un puturos dar da, într-un final m-am hotărât, am pus mâna am pus osul la treabă, mâna pe mouse tastatură și am făcut tier list-ul ăsta o parte din jocurile ce le-am jucat pe la, de la 6-7 până pe la 12-13 ani sigur am omis câteva Acum, deja, deci deja mi-au trecut vreo 3 jocuri pe care mai puteam să le adaug, dar nu erau atât de populare. Poate o să fac cu partea a doua sau îmi faceți voi mie un tier list cu ca lumea, cu 100 de jocuri pe care le jucau românii când erau mici. Eu n-am găsit tier listuri cu jocuri ale copilăriei, care să fie într-adevăr generațiile, să fie din generațiile astea de jocuri. Găseam cu exclusivități de Game Boy, de Nintendo, de PS1 și jocuri de telefoane în mare parte. Deci n-am găsit cu generat pentru generațiile astea de jucători. A, e, poate voi faceți un tier list mai bun. Dar abia aștept. Bă, mi-a venit acum de să fac un tier list cu videoclipurile mele. Ar fi ceva cu vloguri și cu astea. Oricum, hai să ne apucăm de treabă. Începem cu E Eddy The Mister Adventures, un joc pe care v-ați aștepta să-l pun la S pentru că este cu EDC Eddy. Dar acest joc a lăsat impresia că se putea mai mult, așa că l pun la A. Nu mă înțelegeți greșit, jocul este bun, dar inițial ăsta a fost pentru Game Boy, dar s-a portat pe PC măcar. Fiind pentru Game Boy, grafica nu este deloc impresionantă pentru acel an. Mi se pare că e din 2005, dacă nu greșesc. În perioada aia s-au lansat. Erau deja lansate jocuri precum Call of Duty 2, Chester Source, Far Cry, adică jocuri Serious Sam 2, adică jocuri care erau mult mai bune grafic. Și puteau să fac o variantă to total diferită pentru calculator. Din păcate nu s-a făcut. În continuare este bun jocul, dar este bun și pentru că e bazat pe DC daia. Sigur s-au făcut jocuri după filme și seriale Jocuri mult mai bune Mult mai calitative Dar e bun și asta că este, pentru un că este făcut Pentru un desen apărut în 99 Un desen de seamă cu mine Următorul joc este Raw Total Edition 2008 Nu știu dacă așa se chema oficial se era doar Raw Sau Mă rog, ideea e că jocul ăsta l-am jucat în 17 variante diferite modate de comunitate pentru că SmackDown să Raw erau pentru PlayStation și pentru Xbox și după aia de abia la 2K15 au început să le bage și pe calculator jocurile. Dar aici vorbim despre acest joc pe care mulți l-am jucat când eram mici, eram fani wrestling. Jocul ăsta nu știu dacă să-l pun la B sau la C, pentru că un joc... b. Urit ca dracu era. Și nu exagerezi, era urât. Uh, N-aveai posibilități să ai meciuri cu scări. Era așa într-un stil mai mult arcade, ca să zic. L-aș pune ori la B, or la C. Comparativ cu ce, joc cu ce jocuri de wrestling au mai existat între timp, eu aș zice că mai bun ca ăsta e la Wrestling Empire. După care s-a făcut și pe telefon uh, Wrestling Revolution. Îl pun la ce? Că n-a fost chiar atât de bun. Uite acum la el în ce hal e, comparativ cu jocurile de acum. Și deși e din 2008 ăsta cică. Totuși, erau alea pe consolă, alea vechi, SmackDown, uh, Că era jocul SmackDown când a apărut show SmackDown și mai era la Here Comes the Pain care ăla e printre cele mai bune jocuri din istorie cu wrestling și arătau mult mai bun decât ăsta. Așa că îl punem doar la ce? nu îl punem la D, că nu l-am jucat cu scârbă, îl punem la ce? Call of Duty 2. Acțiune la tot pasul. Ce scene mișto. Puțin umor pe acolo la început. Joci cu rușii. Joj cu britanicii, joci cu americanii împotriva nemților. L-aș pune ori la A, ori la S. Este mai bun decât EDC categoric. Să-l pun mai sus, nici nu știu. Mai vedem. Primul Modern Warfare, că ăsta e mai vechi să așa. Primul Modern Warfare, mai bun decât Call of Duty 2, categoric. Mișto că s-a trecut de la al doilea război mondial la război contemporan. Acțiune câtă vrei, grafica bunicică, merge, mergea pe orice cazan, multiplayer-ul bun, l-aș putea pune chiar la S. După aia a venit Modern, pardon, World at War. O avea și multiplayer, dar jocul ăsta este bun pentru poveste. După mine... Cel mai bun Call of Duty. Nosferatu The War of Malakai. L-am jucat zilele trecute, de fapt anul trecut practic, că am văzut și filmul și am făcut review. Urmează, poate dacă am chef, mă mai gândesc să fac review și la film, la filmul din 79. Vedem dacă o să am chef sau nu. Părerea mea despre jocul ăsta este că ar merita să se refacă, să se facă un remaster. Nu știu dacă mai există studioul ce l-a făcut. Foarte bun totuși. Te speria, draci. Săreau reau carcalacia din podea. Atmosfera super bună. Exact ca la film. Cum era filmul din 1922. Tot așa o atmosferă ca lumea. Carcalacul, atmosfera tu arată bine. E în Transilvania. E cu tine usturoi să sperim moroi. Apă sfințită, Uh, da, eu l-aș pune la A. Nu știu dacă să-l pun la S Că mai avea buguri Așa că-l punem la A Counter Strike Source Categoric S Cel mai bun CS după mine Multora nu le-a plăcut Dar mie chiar îmi place CS-ul ăsta Nu e competitiv Dar e mult mai plăcut la joacă Condition Zero Deleted Sins Este un CS cu... Poveste. Pur și simplu CS cu poveste. Și pentru faptul că este un CS cu poveste în care îți sunt prezentați și teroriștii și ce trupe ai la CT pe Condition Zero și armele, căci nu joci cu toate armele în fiecare misiune, joci cu arme diferite, eu zic că își merită locul aici. CS 1.6. Cum să nu-l punem? Îl punem doar la A pentru că sursul mi s-a părut mai bun. Sunt o grămadă de moduri pe 1.6 De la asta a pornit totul Jocul ăsta a făcut istorie Dar mie mai, mai mult mi-a plăcut sursul Sursul este practic Jocul ăsta Doar că pe noul motor grafic Pe noul engine de la acea perioadă E cum ar veni Ăsta este puștul, de puștu cordit de 10 ani Și ăsta e deja adolescentul Sau chiar adultul Nu, e adolescentul care e să zicem mare buletin Vine și Condition Zero Delete Sin, scuzați că am găsit poza asta cu steagul și n-am găsit o poză mai ca lumea. Pe ăsta îl pot pune un pic în față doar pentru că este 1.6 mai bine texturat. Tot pe engine-ul de la Half-Life 1, nu de la Half-Life 2. Care a avut niște întârzieri de lansare, dar... E bun și ăsta că a existat, că unii au preferat să se joace ăsta decât 1.6 care arăta un pic mai bine, dar e exact același joc, numai că arată exact ca 1.6 cu un pachet de la de texturi așa. Un pic N-a făcut ce a făcut 16 n-a avut nici atâția jucători, dar nu se compară nici cu sursul. Return to Castle Wolfenstein. Am spus și când am terminat New Order-ul și New Colossus, dacă uh, s-ar fi lansat jocul mai încoace un pic, să fi avut o grafică mai bună, era cel mai era categoric și mai jucat de atât. Îl trage un pic în jos că e vechiuț, dar e din 2001 și arată cum arată, adică chiar arată bine pentru joc din 2001. Povestea e foarte bună, barbele mișto, e realistic să zicem așa cum tragi cu armele. E modul ăla de real RTC care e fain. A zice că e chiar cel puțin la fel de bun ca New Order-ul. Oricum e bun, ce să mai e, e, A fost ce trebuie Return to Castle ăsta. Far Cry 1. Bineînțeles că punem aici și Far Cry-ul pentru că arăta super bine pentru 2004, probabil mulți nici nu puteau să-l joace atunci, că arăta extrem de bine. Povestea genială. Uh... Sunt sigur că dacă nu era jocul ăsta, cel puțin pe calculătoare, seria Far Cry n-ar mai fost atât de populară cum este astăzi. Poți să folosești mitraliere, să zbori cu planorul, conduci mașini, bărci, te dai pe zipline pe tiroliană. Jocul ăsta a fost ce trebuie. FIFA 7. Nu sunt un jucător de FIFA. Dar am jucat că l-am găsit pe un dvd -ul. Bineînțeles, un DVD piratat. piratat. Jocul piratat pus pe DVD. Am jucat puțin așa la mișto. Că n-aveam altceva să mă joc pentru atunci când aveam internet să-mi descarc jocuri. Mulți l-ar pune la S. Dar eu nu sunt uh, jucător de FIFA așa că îl pun la B. Am preferat wrestling-ul. Dar jocul ăsta era foarte prost. De-aia pun FIFA-ul mai sus. Îl lăsăm aici Asta e părerea mea Puteți să-l faceți voi altfel tier list -ul. Hai apucați-vă să-mi dați dislike unii GTA 3 Categoric îl punem aici Ăsta a fost primul GTA pe care l-am jucat Alții au început cu San Andreas și Vice City eh, eu am început cu GTA 3 și îmi place foarte mult că e în New York New york ul care zici că e Bucureștiu Sunt destule asemănări și Între cum să spun, Bucureștiul din prezent și New York York de acum 10 de ani. De jocul ăsta are 20 de ani. 22 de ani chiar, face anul ăsta 22 de ani jocul. A fost ce trebuie și va fi în continuare. Și... Ce să zic? Are și el niște moduri. GTA România 1, GTA România 2. Ne-a făcut copilăria mai faină. Half-Life 2. Fără dar și poate S. Mare rost să zic. O grămadă de mecanici interacționez cu tot ce e în jurul tău acolo. Povestea foarte bună. Toată lumea a rămas uimită când a apărut Half-Life Alyx. Cine știe când o să apară Half-Life 3. Eu cred că momentul în care va apărea Half-Life 3 și Valve e conștient de chestia asta. Va fi cel mai... Vai, Pur și simplu, toată lumea va nebuni când va apărea Half-Life 3. Half-Life 3, eu cred că este o legendă precum uh, GTA 6. Oricum, o să vină mai repede GTA 6 decât Half-Life 3. Categoric. Dar în momentul în care va apărea Half-Life 3, se va schimba, va trece cu adevărat industria gamingului la un nou nivel. Dar până atunci avem. De, aici discutăm de Half-Life 2 care pentru 2004 mi se pare care are cea mai bună grafică. Land of the Dead. Land of the Dead, un joc cu zombie pe care l-am reușit să-l descarc și o să vă fac serie cu el, o să vă fac un live, că cred că-l că, cred că termin într-un singur live. Foarte bun jocul, și omor zombie nu se comp cum să spun pentru multiplayer are, are multiplayer asta voiam să spun multiplayerul nu se compara cu cel de la Left 4 Dead e diferit multiplayerul ai se bat două echipe se bat playerii între ei ai niște arme acolo uh, niște arme diferite față de cele din Left 4 Dead dar uh, e fain oricum. Știu că e și film, nu l-am văzut. Sau dacă l-am văzut, eram foarte mic și nu mai mi-aduc eu aminte. Povestea nu e extraordinară, dar zombie azi mișto cum îi omori. Adică le spargi, deci ca idee, jocul dinainte de le 4 Dead. Le spargi capul, le rup mâinile, le rup picioarele, poți să le spargi doar maxilarul și mâinile și ei doar îți dau cu capul în gură că doar așa se mai pot bate. Zombii aia sunt ca în, Resident Evil, eee, Nu sunt de aia care să fugă după tine ca în Le de. Dar pentru cei care sunt fani zombii, e mișto jocul cum îi sparge așa în bucăți. Mario Forever îl pune la B. N-a fost extraordinar, îl jucam doar pentru că n-aveam altceva. Și totuși să pun în fața roului. Da, îl pun în fața roului. Total overdose Pe ăsta îl punem ori la A ori la S Îl punem la E diferit de GTA Nu prea poți să faci nimic Când nu ești în misiuni Cam doar povestea jocului Poți să o faci și atât N-ai atâtea chestii ca în GTA Poți să furi mașini În GTA 3 le duci la La ticalaie Cum s-ar spune La spart, la fier vechi mai faci câte o misiune la telefon de asasinare pe San Andreas, ai progres o grămadă de făcut, e total diferit, uh, over. Deci, cum să spun, ai tina povestea la, la joc, nu prea mai ai nimic de făcut. E mai bună povestea e când GTA, GTA San Andreas, nu știu ce să zic. Uh, la capitolul mecanici de joc, frumos că poți să sari din mașină. Sar cu cetinitorul. E o combinație GTA cu Max Payne, dar varianta mai pe mexican, pe tequila și... Burrito. Da, oricum jocul a fost bun. Trebuia să apară o parte a doua. N-a mai apărut. Păcat. Rămâne la... Cred că rămâne la... Hercules îl pune și pe ăsta la B. Vedeți că misiunea cu calul nu este ultima. Și v-am arătat pe un live. Atât vă zic. Asta pare că zâmbește. Half-Life 1. Pentru un joc din 99-98 când dracu a apărut. Poți să faci foarte multe lucruri. E printre cele mai bune shootere 3D de generația 3D. Este cel mai bun shooter Force Person la acea perioadă. Care a dat startul shooterilor de astăzi, probabil. Multiplayer are. N-am jucat multiplayer-ul. Varietate de arme. Varietate de carcalaci. Sistemul de tragere este cam prost pe mitraliere. Sar groanțele aiurea. Dar știți, vorbim de 98-99. Nici nu exista Windows 6P, Ca să vă faceți idee. E legendar jocul? Este. E mai bun ca Half-Life 2? Nu este. Există Black Mesa. Black Mesa pentru cine vrea să joace cu grafică mai bună chiar și de Half-Life 2. E mișto că multe texturi de pe 1.6 le fiind făcut ca mod de Half-Life. Uh, ce se fiind un mod de Half-Life. Uh, multe texturi de pe hărți le găsești aici. Texturi la containere, la pereți, la multe. Oricum, jocul acesta a făcut istorie. Half-Life. Fără dar și poate. Merită locul aici? Da. Să-l pun la S. Pentru istoria pe care a făcut-o și pentru startul pe care l-a dat, că dacă nu era Half-Life, nu era Counter-Strike, îl lăsăm aici. Și cred că pot să scad totuși Condition zero și pun aici ce urile astea. le-am jucat mai mult decât pastea Și după aia mai le reordonăm. GTA San Andreas. GTA San Andreas. Preferatul multora din seria GTA. Eu consider că 5 e mai bun decât San andreas -ul. Foarte tras în urmă de faptul că arată de anii 90 la grafică putea totuși să aibă o grafică mai bună pentru acea perioadă. Într-adevăr, dacă era să-l facă cu o grafică mai bună, le crăpau mult calculatoarele. Dar, într-adevăr, un joc nu-l joci doar pentru grafică. Dar dacă e solo așa, contează și grafica un pic. Ca altfel, de ce nu se mai joacă nimeni Wolfenstein 3D? Și Doom 1 sau ce mai erau înainte. NFS 2. Chestii de-astea. Îl punem tot la S Categoric Lângă GTA 3 Vice city nu l avem aici Pentru că n-am jucat Vice City când eram mic Am jucat doar astea două Și modurile GTA România GTA total românesc Bla 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 Serius am 2 Pe ăsta l-am terminat Serius am 1 Cred că l-am terminat și pe ăla Dar mai greu L-am pus doar pe 2 Că pe ăsta l-am jucat de mai multe ori Serius am care nu se compara niciun caz cu ce e aici. Dar niciun caz cu ce e aici. Așa că îl vom pune aici. Și soliterul pe care îl jucam când n-aveam internet. Mai era ăla cu bombițe, pinball, dar am băgat doar soliterul. 25 de jocuri. Văd că sunt găuri în mine. Acum mă găurește green screen-ul. 25 de jocuri ale copilăriei. 25 de jocuri ce ne-au făcut copilăria mai frumoasă, majoritatea cred că le-ați jucat. Puteam să mai includ multe jocuri pe care le-am făcut pe canal, pe vremea când aveam căcatul ăla de căl... Deci nu anteriorul de l-am schimbat în vara asta, ăla de l-am schimbat prin 2016, ce am avut înaintea ăla din 2016. Că nici pe ăla nu prea puteam juca multe. Dar abia pornea ce se goupă la. pe ăla. Deci... Uh mult mai multe jocuri de l-am jucat când eram mic, dar probabil că mulți nu le știți. Noroc cu tai, că stătea pe torente și descărca de acolo ce apărea pe atunci. Mai erau SWAT, Brothers in Arms, câte și mai câte erau. Dar cam astea ar fi cele mai jucate jocuri de mine în copilăria mea. Hai să le mai ordonăm un pic. În primul rând punem 1-6-le Ăsta l-am jucat cel mai mult După aia punem Far Cry-ul Apoi ăsta Duc în topul ăla pe care l-am făcut acum vreo 6-7 ani Nu mai știu ce am pus pe locul 4 Astea erau pe, pe podium pe patru nu mai știu ce-am pus. Nici că mai stau să caut acum. Să lăsăm așa. Sursul o să-l punem tot aici pentru că... Eram adolescent când îl jucam și rupeam sursul. Nu știu dacă am orele pe care le-am pun nu 6. Dar la când m-am jucat aceste surs, când eram micuț, când eram micuț, eram deja adolescent. Deci, Sfârșit de 2014, 2015, 2016, doar ce se ul jucam. Al counter nu mă jucam. În 2017 mi-am luat și o CSGO-ul, dar m-am jucat surs în continuare. Mai fac ocazional cât un live cu surs. Cam se duc serverele, a doar Elite royale cel mai longeviv server de surs. La 1.6 apar, dispar servere, jocul ăsta nu moare. Din păcate, cred că mai, rep, mai, mult o să trăiască 1.6 decât sursul. Chit care arată mai bine, lumea îndrăgește 1.6 că au copilărit cu el. Deși pe surs e mult mai modern, asta e, lumea se joacă ce își dorește. Uh, Half-Life-ul pune mai în față de Call of Duty-uri. Și a zice să fie cam așa. Aici. O... cred că pot să las așa. Pune mai în față Serusamu Samu decât astea două. Hercule îl pun mai în față și cam asta e. Deci cam asta este tier list-ul meu cu jocurile copilăriei, poate facem o parte a doua cu alte jocuri pe care nu le-am inclus aici sau îmi faceți voi un tier list că mă cunoașteți mai bine la câte, câte jocuri am jucat pe canal. Ah! Poate, cine știe, faceți voi un tier list mult mai bun de atât. Cam asta a fost tier list -ul. ne vom auzi data viitoare, dați-mi sugestii noi de tier list-uri. les tuturor!